spunea, ba e, ba nu e, ba e legală, ba nu e legală. Ce nu fac unii politicieni pentru a-și salva fotoliul confortabil? Renunță și sacrifică orice doar pentru propriul interes, pentru putere, pentru bani, pentru a rămâne acolo și a fi în miezul acțiunii, sacrificăm țara, aruncăm țara în haos, în criză și mai mare. Domnul premier Câțu a sesizat Curtea Constituțională, acea Curte Constituțională care acum un timp era PSD-istă, subordonată politic, cu judecători incompetenți sau corupți, etc. Ei, acum când e vorba de interesul dânsului, iată că este numai bună Curtea Constituțională. Adică ajungi să fii atât de abuziv încât nu îți mai pasă de nimic, nu mai respecti nimic. Nu-ți mai pasă, nu numai că vorbim de Curtea Constituțională pe care n-ar trebui să o implici în acest conflict. Știm cu toții, moțiunea este legală. Dar mai mult decât atât, nu-i pasă de pensionarii noștri care au ajuns categoria cea mai defavorizată a Europei, fiți atenți, da? Nu-i pasă de copiii noștri, de tinerii noștri care stau în șomaj acasă, nu-i pasă de copiii ăștia flămând sute de mii din țară care nu au rechizite să înceapă școala și aș putea enumera în continuare 11.000 de probleme. Ei bine, eu nu pot decât să, ca și tânăr politician și în primul rând ca mamă și cetățean, eu l-aș întreba atât pe domnul premier Câțu și pe partenerii de coaliție. Domnule Câțu, dumneavoastră aveți până la urmă loialitate față de țara noastră și de acest popor? Unde vă este dragostea față de țară, domnule premier? Că ați spus că o aveți, dar nu o demonstrați absolut deloc. Domnule Ungureanu, moțiunea este...